Așa, tocmai vorbi cu Mike. Opa! Uop. E ceva la balcon. E un om cu o perucă. Sunt multe medalioane, Tony. Sunt multe medalioane pe aici. Dragii mei fani, poate o să aflați și voi într-o zi ce medalioane. Când o să mai filmăm, zicem. O să mai filmăm noi, da. A, deci fiți atenți cum o să fac. Pitch, tu o să fii available cam în fiecare zi, ca întrebare. Da. Da? Perfect. Pentru că dacă o să fie available, o să filmez cu tine. Când? Doamne ferește, noi fi. Cum? Las, mai e până la 80 de ani, 90 de ani. Eh. Mai întâmplă și astea, ok. Trebuie nici să-l asasinăm pe ăla cu perucă. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Da. Auzi, știi, îmi place. Lumea nu mă vede, eu mă pe perez pe aici. Și nu mă vede nimeni, sunt ca un ninja in the cold. Cum să facem, Tony, că... În câte minute postezi? Cât, la cât ai episodul? Păi nu știu, că n-am dat drumul la niciun cronometru. Eu ziceam să jucăm așa. Tu n-ai nicio idee cam când am eu... început? Ba da, la fix, 10 fix. La 10 fix am început? Da. Mișto, și acum cât e? Și 18. Hai, filmăm așa jumătate de oră și pun 15 minute. Da, și mai pun încă una, așa, pun și eu vreo 4 episoade în seara asta, să fie, să aibă ce să facă fanii pe acolo. Dezordine. Picklock? The fuck? Eu tinc o chestie mișto. Move the mouse left and right, locate the hole, then trash an angle. Ok, carefully move the mouse up and down to locate the hole the ankle. Repeatedly press mouse button to break the lock. Ce chestie? A băgat chestia asta cu lockpick. Și acum ne bătem cu tâmpeți. Luăm și noi o sabie, o ceva. Ia vezi dacă te ajută o scândură după acolo, ia știu o scândură. Wow, 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 wow. Și am crezut că o să cad direct pe scenă la ăștia. Cine e în mijlocul acțiunii? Tu? Așa-i. Să-i pe aia să-și facă treaba, eu mă duc după tipul cu perucă. Să știți că mereu ăștia care poartă peruci, mereu sunt malefici. Indiferent de ce-o fi. Opa, opa! A căzut luna. Tu pe cer. Da? Uite, eu nu văd. A căzut luna, tu pe cer, pici. Da. Pe cuvântul meu, dacă mai văd ceva acum, eu... Prea-ntuneric! Nici nu știu unde... Mă, ești pe cuvântul meu, dacă știu unde sunt... Așa... Gata. Uite, și primul bug. A intrat prin podea, direct. Era un bug de cameră. Dar nu contează. Mi se pare un lucru normal. Mă, uite-te și tu ce mișto ai făcut. La grafică. Știu, se vede conturul la tot... Tot. Uite. Ochiul ăla. Zici că sunt ochi. Leoșcă. Și... Cine dracu-i copilul ăla? Mie mi se pare deja un lucru... greșit. Ce? Fața lui Puștu nu-mi place. E prea malefic. Da. Are bă, că de-aia de mijloc. Opa, gata, m-au detectat aia. Sau nu, doar au urlat tare pentru că l-am îmbrut pe ăla. Ta-na-na-na, doar mă plimb prin teatru. Opa, ăștia scalcă în picioare. Și eu n-am făcut nimic. Băi, eu am costum de ăsta ciumec, adică eu mă plimb. Frumos, n-am făcut ce nimic, adădeți eu la parte din calea mea. Hold space, to walk fast. De ce dracu am zis walk? Nu știu. Știi, trebuia să fac accent din ăsta britanic, dacă tot jucăm Assassin's Creed ăsta. Trebuia să zic... And I walk very fast, my little friend.
Deci o să înveți engleză britanică cu jocul ăsta. Nu, asta, asta e engleză americană și tocmai asta nu trebuie să învăț, știi? Asta mă învață, că mă bate, tot. Da, mă bate din riga dacă vorbesc eu engleză pe asta americană. Că învățam britanică, dar acum depinde, nu știu, vă spun câteva mici spoilere. Poate și pentru pitch. Caracterul cu care jucăm noi este practic nativ din America. Dar, nu caracterul care jucăm acum, cu care o să jucăm mai încolo. Este nativ din America, dar din câte am citit eu pe internet mai de mult, tatăl lui e american și maica sa e britanică sau invers. Și de asta nu știm ce fel de engleză va vorbi tipul. Mai pe scurt, da, dar păstrez mama cercetare. Ok, am scăpat. Am scăpat de aici. Ia să vedem ce e aia. Cred că asta e cheia de care vorbeam mai devreme, știi? Da, pentru ca să deschide la... Cred. Treul... Piramida. Gentlemen, I hold in my hand a key. Uite, a key, a zis. Opa. A lătrat Pepe? Nu, 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 nu. În caz că vă întrebați, Pepe e un câine de-a lui. Are foarte mulți câini. Foarte mulți. Could contain certain knowledge, perhaps a weapon or something as yet unknown, unfathomable in its construction and purpose. It could be any of these things or none of them. Ok, deci cheia aia sigur deschide ceva și are o armă sau o tâmpenie sau ceva foarte valoros înăuntru, sau nu. Whatever waits behind those doors shall prove a great boon to us all. Wow. Or our enemies, should they find it first? They won't. You've seen to that. I assume you know where this storehouse is. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. How fair are your calculations? I believe the site lies somewhere within this region. Like Boston? Ground to cover. My apologies. So New York. Were that I could be more accurate. That's all right. It suffices for a start. Eu n-am văzut bine harta, așa că n-am ce să zic. Eu am văzut harta originală. Și de asta îmi pare aproximativ cunoscută. Opa, te dai de gol că ai fost la Ubisoft, nu zice mă nimic acum, adică ai fost la ei în sediu. Taci, bă, băiat. Trebuie să știe nimeni, nici măcar fain. Mamă, ce grafică are hârtia, bă, băiat. HD quality. Nea, Boston. Ți-am zis. Go okay. Forth, Haytham, and bring honor to us all. Haytham. Sequence 1, a deadly performance. 100% complete. Full synchronization. Bravo, bravo. Poate o greșești și pe asta de prima. Mamă, prima. Uite ce costum mișto. Dar uite ce costum mișto are. Dar tot ăla de asasin e mai... Păi da, nu știu. Ăla e din Mătase. De la turci, nu? De la turci. Mătase de la turci. De calitate. Atlantic Ocean, ziua a doua. Mamă, și acum mă bat pe vapă oraș. Uite ce grafică are apa, bă, băiatule. Mamă, parcă poți să bagi capul în ecran să bei din ea, bă, băiat. La scăldat merge aici. Aoleu, e stâncat. Nu se poate. Dar chiar fază ciudată. Cam în toate jocurile când un caracter scrie ceva, mereu scrie cu stânga. Ok, să vedem ce avem pe aici. Opa. Lasă, nu. Alătrea pe. Care-i faza? Da. Ăștia respectă regula. Mașinile merg pe stânga, scrisul pe stânga. Scrisul pe stânga. Păi să vedem, se pare că avem două jocuri de zaruri acolo, care moment nu o să mă duc la ele momentan sau... Vezi cum dai 12-12, vezi, fie aia că ai grijă, ai grijă. Am, bă, vrei să fac un match? Da, 12-12. Hai să vedem ce zice asta. Play a game. Ok. Fanorona. It's believed to have, așa, în Madagascar. It's believed
Line draw by 5 columns per intersect in each line. Each place is in the region. Approaching the opening stone, withdraw with one. Well, capture all the opponent pieces. Capture one of the towards them and leave from the stake and defense. Să-mi cer norocul, nu prea am stat să citesc totul, dar din câte am înțeles ar putea să fie checkers. Ce e la checkers, nu? Stai că am pierdut cuvântul român. Mamă. Dame, știți? Cu piesa. Table? Nu table, dame. Ăla de... joci așa în zigzag și eu mă duc cu o culoare și tu cu alta și în caz că te văd poți să jap, sar peste tine cu piesa mea și ți-au piesa. Ăla alb și negru și sar peste aia. Ok, you want to play first time? Ok. Start the game, confirm. Ia să vedem. Opa, dar nu-i ceva. Gen checkers din câte văd eu. Use the piece selector to move along the line. Stai, cu ce dracu dădeam? Move along the line. Ia să iau pe... Peach, e un fel de checkers. Din câte spune. Deci dau odată select piece, move here. Vedem acum aia. Ok, but if I move here, he's going to do something with my piece. I'm gonna piss on you. Uite, vezi, am luat piesa, dar nu înțeleg cum. Stai să vedem. Aha. Cred că m-am prins într-un fel. Adică dacă selectez acum piesa asta și mă duc cu ea în față, iau două piese. Aha. Da. Deci ce că m-am prins ceva? Tu dacă dai cu piesa în față, ce piesă de-a lui e în fața ta, tu iei cărțile, știi? Care cărți? Mă, cărți, scuze, piesele lui. Adică... ar însemna că eu acum iau ăsta și-l mut aici. Continui mai bine prins until there are no more possible moves. Uite, i-am luat 3 din alea, vezi? Da. Și acum stai să mă gândesc cum ar trebui să fac, deci... să dau pe piesa mea. Sau nu, dau pe piesa mea asta și o mut înapoi sau ceva de genul. Na, și am luat doar una. Ok, ciudat. Uite, ăsta mi-a luat 3. Aha. Și încă 2. Aha. Asta înseamnă că dacă eu dau pe piesa mea și o mut aici. Mai că te pricep, măi. Hai, nu jucăm și noi un meci? Să jucăm și noi un meci de dinastia, nu? Da. 2, 3, 4, uite câte mi-a luat el. Ok, îți mai iau eu 3 piese. Cel mi-a luat decât o piesă. Mai mult odată mai iau o piesă. Mai mult odată mai iau o piesă. Bă, da, dă-te dracu, câte mustări poți să faci. Deci mai am 3 piese și ăsta mi-are restul. Ok, dacă mă mut așa, I can stop changing moves. Și dacă mă duc acum aici, iau din asta și mai poți mai făcut move, nu? Perfect, mă duc înapoi, eu și pe aia. Ok. Aha, nice take, auzi la ea. Ok, mi-a luat o piesă, eu am rămas cu 3 piese și l-a rămas cu 3, 4, 5, 6. S-ar putea să-l bat. Ce mare șmecherie. Hai, eu iau piesa aia. Nu, iau la piesa aia. Mi-a luat țeapă. Nu mi-a luat țeapă, tare. Și mă duc înapoi și având în vedere că sunt pe aceeași linie cu el, i-am luat-o... interesant jocul. Hai, mai fac încă unul. Nu o să mai fac încă unul pentru că o să stau prea mult, da. Da, cum se numește, știi? Dar cred că o să ai, nu știu, o misiune să faci un meci aici. Posibil, fici. Și dacă mă mut aici, iau o piesă. Da, iau o piesă. Hei, se mai întâmplă. Aha. Mi-a luat el o piesă. Ok, frate, hai. Mut.
Mă rog, oricum cred că o să mă bată, îți dai seama. Păi se numește computerul sau jocul, așa îl cheamă pe el. Nu neapărat computerul sau jocul, că se numește computerul jocul. Dar n-am jucat în viața mea chestia asta și având în vedere că i-am luat atât de multe piese, cred că am jucat bine până acum. Păi ai jucat bine. Stai că am o anumită strategie, dar îmi place care cam într-un fel din ăsta mai ciudat, cam aceeași tactică ca la Checkers. Aici pun pasta pe diagonală, dacă el mută piesa aia acolo. Perfect, dar mi-a luat-o. Am crezut că nu mi-o ia. Ok, mai am una. Și o mut aici, că dacă o mutam pe colț, era de rău. Mă, picioare, după meciul ăsta să mă opresc din filmat doar ca să brandez repede unul să... Asta. E corect. Să randez primul, să postez primul ca să fie pâinea caldă, tot să uite, fie sucul. Uite că mi-a luat toate piese. Eu lus. Ok, măcar am prins perspectiva jocului și tâmpenile și tâmpenii. Deci, go to the upper desk. Ok, momentan, fanilor, deci eu o să revin cam în 10 secunde pentru că doar pun pauză și mă duc să tai un video. Ca să-l pun după aia, revenim cu Assassin's Creed. Și nu vă faceți griji, pentru că nu o să vă las eu în seara asta. Pentru că spre norocul vostru, n-am mâine teză sau ceva. Am păi mâine. Ok, revenim în 2 secunde, tot cu domnul Peach pe linie.